CSM Târgu Obiște va juca peste două săptămâni la Iușni, cu Chimic, într-o arenă care arată și se prezintă impecabil. În sala din Târgu Obiște a fost un fric teribil. La noi nu s-a pus niciodată problema temperaturii scăzute la meciul sau la antrenamente, au comentat ucrainienii, care chiar au cu ce se lăuda. Arena FCS Olimpie, structurată pe patru nivele și deține o capacitate de 2000 de locuri. Complexul cuprinde, în afara sălii propriu-zise, spații de refacere, saună, bazin, sală de forță, dar și birourile clubului Chimic, cu performanțe însemnate la volei feminin și basket masculin. Prin comparație, polivalenta din Târgu Obiște, construită în urmă cu mai multe decenii și fără să fi cunoscut vreo reabilitare consistentă de la momentul inaugurării, arată jalnic, iar frigul e inamicul numărul 1 al sportului în perioada de iarnă. Inutil să mai spunem că în foaier plouă, iar de curând AJF Dâmbovița s-a mutat de aici din cauza condițiilor precare în care își desfășura activitatea. Revenind la Chimic, clubul din Iușni are două autocare proprii, iar în vecinătatea sălii se află un hotel modern. Culmea e că niciuna dintre echipele de senior nu se apropie la capitolul buget de sumele cheltuite de CSM Târgu Obiște la volei.